au scris istorie pe marile arene ale lumii. Sunt idolii a milioane de fani. Au cucerit titluri și au adus glorie sub culorile roșalbastre timp de 73 de ani. Campionii europeni, mondiali și olimpici sunt astăzi împreună și spun într-un glas: la mulți ani, Steaua! Bună ziua, Clubul Steaua! Vă mulțumesc pentru urări! Întâmplarea sau destinul face ca aniversarea înființării Clubului Steaua să coincidă cu aniversarea zilei mele de naștere, 7 iunie. Clubul Steaua fiind pentru mine un fel de naș sau stea îndrumătoare care m-a călăuzit pe prima perioadă a vieții mele. Și anume cum? Tatăl meu, Petre Astafei, fost campion național la săritura cu prăjină, primul român care a reușit să treacă peste ștacheta ridicată la 5 metri, a fost sportivul și antrenorul Clubului Steaua. Astfel, eu încă din copilărie am fost un mic observator sau o mascotă în mijlocul scenei sportive care se desfășura în jurul meu, începând să practic și eu atletismul sub protecția, dar mai ales cu sprijinul Clubului Steaua. Era o mare mândrie să fim membrii celui mai mare club din România. Clubul Steaua a fost partenerul meu în toată perioada pe care eu am trăit-o în România. Și în final doresc să-i urez Clubului Steaua multe succese.